cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, bună dimineața din nou la cafeaua de dimineață, din nou într-o joi, într-o joi în care a apărut, ca de obicei, mesagerul de neamț. Nu insistăm foarte mult acum pe ziar, pentru că, fiind joi, este și ziua în care stăm de vorbă cu domnul doctor Liviu Harbuz. Sper să avem legătura făcută. Bună dimineața, domnul doctor! Bună dimineața! Sper că mă auziți și mă vedeți. Vă auzim, vă vedem, vă vedem chiar foarte bine, ca să spun așa. Aveți în spate... Aveți un... Ce mă vede și pe mine cineva bine. A, exact. Aveți un decor foarte interesant în spate, ceea ce cred că ne va permite să discutăm, având în vedere că sunt obiecte care par, cel puțin par mai vechi, să discutăm astăzi, eu vă propun, despre un subiect extrem de la modă. Digitalizarea administrației publice din România și nu numai a administrației publice din România, în general, despre digitalizare. Eu am numit emisiunea Birocrație versus Digitalizare. Dacă doriți, schimbăm tema, dacă nu, mergem pe tema aceasta înainte. Haideți să ne digitalizăm, pentru că e un cuvânt folosit de în ce în ce mai mult. Probabil se bazează și pe politicile Uniunii Europene, care presupun trei piloni de bază, respectiv partea de digitalizare, Green Deal-ul, care se referă la protecția mediului și la mediu, și nu numai, și la agricultură este, cred că, bugetul cel mai mare pentru Green Deal și soluția alternativă de energie. Deci ceea ce, dacă vă duceți aminte, în urmă cu 4 ani, când candidam la primăria Piatra Neamț, vorbeam de un oraș verde. Adevărat. Astăzi, la nivel european, se vorbește despre Green Deal. Vorbeam despre digitalizare. Astăzi, iată, se vorbește, dar 4 ani de zile i-am pierdut pentru că nu s-a făcut nicio digitalizare. Cum să nu? Îmi dați voie să vă contrazic? Vă rog frumos. Deci, vă rog să intrați, dacă o să aveți plăcerea, pe mesagerul de neamț. Ieri, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact, mai uităm și noi. Am publicat un material al unui cititor care ne-a trimis la Big Brother de Piatra Neamț. Deci vreau să vă spun că este genial acel om care ne-a arătat cum a încercat el să plătească niște taxe pentru bunica lui. Dacă vă uitați acolo, o să vedeți că un om n-are nicio șansă să plătească. Pentru că îți cere niște lucruri și dacă nu poți introduce CNP-ul, degeaba încerci să plătești. Nu știu. Da, eu am citit articolul, este într-adevăr genial. Mi-a adus aminte de expresia dumneavoastră că cititorii și ascultătorii noștri sunt mai deștepți ca noi. Întotdeauna. Și aveți mare dreptate. Mi-aș dori să avem astfel de cititori și astfel de ascultători. Și mai ales mi-aș dori să avem un astfel de electorat. Oameni implicați, oameni care atunci când se lovesc de obstacole, mai ales în relația cu administrația publică, să și reacționeze cu argumente. Domnul sau doamna respectivă... Domnul a explicat pe înțelesul tuturor cât de... greu este să poți comunica cu ceea ce înseamnă administrația publică. A încercat să plătească taxe și impozite și, bineînțeles că n-a reușit, dar un fapt și mai grav, a descoperit un element de ceea ce noi numim în zilele noastre cyber security. Vorbim despre GDPR, adică despre protecția datelor personale. A demonstrat acest mecanism și modul în care este operat această pagină web a primăriei municipiului Piatra Neamț, cât de expuși suntem și cât de nesimțitori în fața legislației privind GDPR-ul. Deci acolo se introduc date care nu sunt protejate, așa cum spune legislația, așa cum ar trebui să fie o pagină web modernă,
mai mult, ieri am încercat să accesez pagina web a primăriei și probabil pentru că așa este alternativ și opțional, am primit organigrama din perioada în care primar la Piatra Neamț era domnul Gheorghe Ștefan, cu date din acea perioadă, după care intră imediat date reactualizate. Aș vrea să întreb primăria Piatra Neamț, cine face activitatea de hostare, de hosting, cine găzduiește aceste date? Pentru că noi suntem extrem de expuși în fața unor servere care nu respectă niciun principiu a ceea ce înseamnă cyber security, adică protejarea sistemelor, protejarea datelor, protejarea serverelor. Deci este o protecție atât pentru hardware cât și pentru software. Vreau să vă spun că acum câteva minute am primit partea a doua. Mă auziți, domnul doctor? Da, eu vă aud foarte bine. Acum câteva minute am primit partea a doua a materialului de la respectivul domn, care este din nou senzațională. Dacă îmi permiteți, o să citez un pic din ea. Deci, încheiere românească fără final fericit. Am revenit pentru a face plata, chiar dacă am pierdut reducerea de 10%. În speranța că voi avea loc pentru CNP, adică problemă nerezolvată acum două zile, încep metodic disecarea site-ului de plăți. Practic, site-ul este inutilizabil datorită lipsei câmpului necesar introducerii CNP. În schimb, am descoperit locul unde pot să-mi pun gradul de rudenie cu mine însumi, denumit subfix. Pot fi 2, 3, junior, senior sau PhD. Numai o secundă, noroc că nu e trecută și ideologia de sex. Exact. Auzi, merge mai departe. Întreb lucrătorii de la taxe și impozite Piatra Neamț, ce înseamnă PhD? Plătesc taxe mărite dacă selectez PhD sau primez reducere? Că este un titlu deosebit care face onor comunității. E ceva gen, boier Ion plătește taxa pe moșie și pentru 3 obagi. După aceea are o expresie, naiba să vă ia. Lucru foarte important și de apreciat este faptul că realizatorii acestui site au fost pionierii, nu ăia cu cravată roșie, serviciului RoAlert, care ne anunță ce urgine pas. Dacă serviciul RoAlert funcționa de prin 2018, aplicația de plăți de pe site-ul primăriei Piatra Neamț face parte din evul mediu al comunității web. Astfel, după cum Bifes Prost primi alerte și anunțuri pe categorii de interes general, știri de la agenția de știri primăria și rezultate la teste, poate la un test IQ postat pe site-ul primăriei având numele Solitaire. Inepția continuă și îți permite să primești aceste alerte pe SMS și pe e-mail. Nu l-am testat, dar ca un contribuabil corect al cărui bani, din cărui bani a fost realizat acest bip, 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 aștept un webinar în care șeful serviciului de taxe și impozite ne prezintă cum primește o alertă că n-ai plătit taxe la timp și un e-mail de nemulțumire din partea angajaților care lucrează pe banii tăi împotriva ta. Și finalul este genial. Închei cu un banc specific domeniul lucrătorilor și programatorilor de la taxe și impozite, întrebându-i dacă ei cunosc poziția 82. Știe cineva? Poziția 82. Ce este poziția 82? Ne explică tot domnul acesta. Este poziția 69 plus TVA. Deci mai mult decât atâta, nu știu ce s-ar mai putea spune despre digitalizarea serviciului de plăți, taxe și impozite în primărie. Da, deci omul este genial. Sper să devină un colaborator permanent al nostru, pentru că cu acest fin simț al umorului, de fapt, ne prezintă o dramă pe care o trăim și ne uităm, tot spunea primul ministru ieri că s-a săturat de discursuri și de o retorică politicianistă, dar se pare că, în realitate, noi ne lovim de toate aceste lucruri, oamenii, nici măcar, vă dați seama, nici măcar nu au curajul să acceseze aceste pagini, aceste site-uri pentru a-și plăti un lucru elementar, să-ți plătești taxele și impozitele online. Adică trăim în secolul 21, în secolul tehnologiei, ne lăudăm că vom accesa fonduri pentru digitalizare. Eu cred că digitalizare în mintea primarului este să atingi ecranul computerului cu degetul, chiar dacă el nu va funcționa în acest sistem. Acum, cum să vă spun, domnul doctor, nu știu dacă este mintea primarului întotdeauna, dar el trebuie să dea
exemplu și trebuie să fie cel care dă trendul de urmat. Nu a dat trendul și a închipuit că o pagină Facebook prin care comunică sau dă, așa cum spune dânsul, dă audiențe online, înseamnă digitalizare. Este cea mai mică componentă dintr-un sistem de digitalizare, pentru că un sistem de digitalizare trebuie să vină cu un grad sporit de interoperabilitate în electronică, în sistemele și serviciile pe care primăria le oferă marelui public. Asta ar însemna ca sistemele să aibă undeva o interfață, pentru că diversele servicii din primărie cu alte servicii din instituții publice ale statului ar trebui să comunice online și să avem live toate rezultatele. Dar lucrurile astea nu se întâmplă. Digitalizarea, la momentul, așa cum spunea și cititorul ziarului dumneavoastră, se oprea la solitaire. Acolo s-a oprit digitalizarea. Dar în același timp am să vă mai spun ceva. Un manager, un primar, eu consider că în primăria din Piatra Neamț, și am cunoscut oameni de acolo, eu cred că ei pur și simplu au fost intimidați sau până la urmă dezamăgiți și dezarmați de a mai veni cu soluții inovative. Pentru că dacă un manager nu te motivează, iar aceste lucruri nu pot fi puse în practică, normal, oamenii, eu aș spune chiar funcționari opresați, care nu au mai putut să evolueze pentru că nu li s-a permis sau nu au avut acest concept despre care vorbeam, cel de interoperabilitate electronică între sisteme. Deci este noaptea minții ce se întâmplă. Domnul doctor, dar cum ar trebui să funcționeze? De exemplu, ți-ai introdus CNP-ul, ar trebui automat să-ți apară toate datoriile pe care le ai. Adică nu trebuie să mai spui acolo care e adresa ta de blog, o aberație totală. Deci, nu știu, mie mi se pare absolut stupid să vorbim în 2020, nu în 2020, să vorbim în 2020 despre faptul că tu trebuie să introduci o mulțime de lucruri în loc să ai o parolă, să intri acolo și în 10-20 de secunde să vezi ce ai de plătit și să poți plăti. Digitalizarea înseamnă și simplificarea modurilor de accesare. Digitalizarea înseamnă și reducerea birocrației, pentru că ăsta e sensul, în primul rând, al digitalizării. Digitalizarea trebuie să elimine stresul pe care îl ai atunci când te duci la ghișeu și stai la coadă. Digitalizarea înseamnă și eficientizarea administrației publice locale. Dar lucrurile astea nu se întâmplă, pentru că am încercat și eu să intru după ce am citit articolul și, într-adevăr, nu mă identifică, dar îmi spune că am date în sistem care nu-mi permit să accesez, că sunt date în operare. Deci e noaptea minții ce se întâmplă. Eu am o întrebare. Cum au putut fi cheltuiți banii publici pe asemenea pagini, pe asemenea sisteme? Cine controlează acestea? Așa cum spuneam, cine găzduiește aceste pagini? Pentru că s-au învățat unii să facă bani din orice mișcă în jurul primăriei și în jurul administrației publice. Măcar de-ar face banii cu sisteme operaționale. Dar se demonstrează că nu sunt sisteme operaționale. Mai rău facem. Pentru că știți ce se întâmplă până la urmă și vedem genialitatea cititorului dumneavoastră care ne explică cum e cu poziția 69. Plus TVA. Gândiți-vă că oamenii își pierd încrederea în sistem. Cel mai important lucru pentru o societate, pentru membrii unei societăți, este să aibă încredere în sistem. Să vadă sistemul ca un partener. Sistemul ce face? Ne dă amenzi, ne pune penalități. Vreau să vă spun că de o săptămână am câștigat un proces cu ANAF. ANAF-ul m-a executat din conturi considerându-mă a priori vinovat și după 2 ani de zile banii mei au stat la ANAF, iar acum ei sunt obligați să-mi dea banii înapoi.
de ce avem nevoie... Cu dobândă, nu? Cu dobândă vi dau. Nu mi-i dau cu dobândă, pentru a lua și dobânda pentru această sumă trebuie să fac o altă întâmpinare, un alt proces, altă cheltuială, din nou avocați. De ce să ne pierdem timpul? Că, de fapt, digitalizarea vine să ne salveze viața. Digitalizarea înseamnă digitalizarea administrativă, eliminarea ghișeilor și a cozilor, ore pierdute la ghișeie. Digitalizare înseamnă digitalizare trafic. Traficul în care n-ar mai trebui să stăm cu orele. Deci ne îmbunătățesc standardul de viață. Noi avem nevoie de o mai bună calitate a vieții. Dar, din păcate, nu o primim. Primim o mai proastă calitate a vieții de la administrația publică locală. Iar despre cea centrală, ce să mai zic, că avem acum un plan de relansare economică. Mă gândeam la Elon Musk, care tocmai a lansat o rachetă în spațiu cosmic care se duce pe Marte. Sunt convins că marțienii vor rezolva aceste probleme pentru cei din județul Neamț. Păi ați văzut planul de relansare? Acum avem următoarea dilemă. PSD-iștii spun că e planul lor plagiat de peneliști. Peneliștii spun, nu domne, sunt ideile noastre, care pe aici, pe acolo, coincid cu cele ale PSD-ului. Eu întreb așa, o fi plan de relansare sau o fi plan de campanie sau o fi altceva? Este fără doar și poate un plan de campanie. Poate că, iată, de campanie electorală a Partidului Național Liberal în frunte cu președintele României coincide cu un plan de relansare. Dar și aici PSD-ul spune sunt ideile noastre, PNL-ul spune sunt ale noastre. Nu ne vorbim despre aceleași nevoi ale cetățenilor României. Vorbim despre aceleași obiective pe care ar trebui să le avem dacă ne gândim să progresăm. Avem reperele, așa cum spuneam mai devreme, avem reperele Uniunii Europene. Reperele care înseamnă mediu, Green Deal-ul, sistemul de Green Deal, avem digitalizarea și mai avem ceva. Avem inovare și cercetare. Inovarea și cercetarea și, desigur, perspectiva nu se fac cu ajutorul unei agende, un pix, și mergem noi așa pe stradă și notăm fiecare groapă pe care am găsit-o. Inovare nu înseamnă să vopsești treceri de pietoni cu culoarea roșie. Inovare înseamnă să folosești semafoare inteligente, dar când pui într-un oraș două semafoare inteligente și spui așa cum aud de fiecare zi, vom face, vom dezvolta, vom avea astăzi sau ieri, ce ai făcut sau ce ai făcut în ultimii 4 ani sau ce ai făcut tu guvern în ultimele luni. Suntem și într-o situație disperată, dar vorbim, mă refer aici la criza economică și la criza COVID, mă refer la recrudescența acestei pandemii, care este o posibilitate, este ceva palpabil. Cum vom lupta cu toate acestea? Vorbim despre 7.000 de kilometri de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi. Da, e foarte simplu. Să dea Dumnezeu să se întâmple toate aceste lucruri. Dar, repet, oamenii își pierd încrederea în sistem. Oamenii își pierd încrederea în sistem chiar și atunci când, se iau măsuri, să spunem, potrivite la un anumit moment. Totuși, haideți un pic să vedem care ar fi soluțiile în acest moment ca lucrurile, să spun eu, să funcționeze. Care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facem în acest moment ca să mergem un pic înainte, să nu mai tot stăm pe loc? Eu m-am săturat să critic. Vă spun cinstit, m-am săturat să critic. Dar nu se poate. Se pare că nu se mai poate. Da, ideal ar fi să existe voință politică pentru punerea în practică a tuturor acestor promisiuni electorale. Din păcate s-a demonstrat de-a lungul celor ultimilor 30 de ani că atunci când vorbim de campanii electorale, economia nu progresează în niciun fel, dimpotrivă se produc tot felul de distorsiuni în societate,
în sistemul de investiții. Da, este un plan de relansare a României care trece de pe ceea ce înseamnă economia de consum, care a caracterizat până acum economia României, în cea de investiții. Ar fi ideal ca aceste investiții să se facă, dar gândiți-vă că iarăși avem un orizont de timp care ne dezarmează până la urmă. Vorbim de 3 spitale regionale. E foarte bine, măcar de s-ar face unul. Unul măcar. Vorbim de 3 spitale regionale care se vor face până în 2027. Vorbim despre cei 7.000 de kilometri de drumuri care se vor face până în 2030. Vorbim în același timp de un buget pe următorii 10 ani de 100 de miliarde. Este extraordinar. Dar nimeni n-a spus nimic despre cum vom absorbi acești bani de la Uniunea Europeană, dacă aceste resurse financiare vin să susțină acest proiect de relansare și dacă cât la sută sunt fonduri europene și ce vom face pentru asta. Pentru că în procesul de accesare a fondurilor europene există proceduri, există deadline-uri. Acum, în luna decembrie, vom avea probleme pentru că din nou vom pierde foarte mulți bani, nu vom reuși să accesăm bani pe care îi puteam accesa pe exercițiul financiar 2014-2021. Deci aici e problema, nu există o coerență. Eu sper măcar de data asta să avem și o unitate politică, pentru că voința politică nu înseamnă doar o luptă politică sterilă. Ar trebui acum să-și unească forțele măcar pe obiectivele naționale, măcar pe zonele care nu mai pot fi amânate. Și aici vorbesc de infrastructură care este necesară, nu e nici programul PSD-ului, nu e nici programul PNL-ului, nu e nici programul UDMR-ului. Este o nevoie a societății, o nevoie a populației. Vorbim de mortalități în cazul COVID, dar gândiți-vă că vorbim de mii de morți în accidente rutiere. Vorbim despre lipsa asistenței sanitare prin spitale performante. Uitați-vă ce se întâmplă la Piatra Neamț. Spitalul rămâne în continuare spital COVID, suport COVID. Iar celelalte patologii, exceptându-o pe cea produsă de COVID-19, fac victime în fiecare zi. Cine răspunde pentru aceste vieți omenești? Pentru că vorbim de vieți omenești. Nu vreau să dramatizez, dar trăim așa într-o viteză nebună în care mai ales media, sistemul politic ne amețesc, ne aburesc și nu mai realizăm care este realitatea imediată. Da, dacă ne uităm la realitatea imediată, nu numai la noi, într-adevăr, chestiunea cu spitalul de la Piatra Neamț este absolut de neînțeles. A plecat propunerea spre minister și ministerul încă nu a dat un semn măcar de atâta timp, pentru că o asemenea mutare nu se face într-o zi. Deci trebuie să înțeleagă cei de la minister. Vrei să-l muți de la Piatra Neamț în altă parte, spitalul COVID, trebuie să ai și un timp. Ori a trecut deja o săptămână și ceva de când propunerea a plecat la minister. Dar dacă ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru, haideți să vă dau câteva titluri. Fabrica Ford din Craiova renunță la o parte din angajați, peste 200 și ceva de angajați. Avem COVID care în țară, în anumite județe, face ravagii. Face ravagii. Unde? În spitale. Focar de coronavirus la Curtea de Apel din Alba Iulia. În paralel, avem vești din alte părți. California închide restaurantele, barurile, sălile de cinema și muzeele pentru 3 săptămâni. Deci, se întâmplă lucruri și noi, se pare că toate astea trec pe lângă noi, așa, într-o inconștiență politico-administrativă deja patentată în România. Sunt și eu patetic acum, domn doctor. Da, dar asta este realitatea. Vorbim și despre sistemul Horeca. Gândiți-vă că în acest moment toți cei din sistemul Horeca, din industria ospitalieră, cum mai este ea numită,
dau faliment. Vor falimenta și este un faliment irreversibil. Să vii după 3 luni și jumătate să promiți că vei da sprijin acestor IMM-uri care operează în sistemul Horeca, eu cred că este tardiv. Eu nu înțeleg, mă uit pe litoral. Pe litoral totul este plin. Stau nas în nas, umăr la umăr. Nu e o problemă. Dar într-un restaurant în care oamenii și-au luat măsuri, mesele sunt la 3 metri, au închis aerul condiționat, au mască, trebuie să-i ajutăm, să ajutăm punctual, nu putem generaliza. Ar trebui analizat caz cu caz și deschis în măsura în care se poate deschide. Desigur, să nu credeți că eu, mai ales medic fiind, să nu credeți că minimalizez pericolul care ne paște odată cu relaxarea. Relaxarea, am spus tot timpul, trebuie făcută responsabil. Responsabil și în același timp trebuie să fim foarte atenți la măsurile pe care trebuie să le luăm. Aici mă refer la distanțare socială, la mască, la dezinfectantă. Adică nu trebuie să ne relaxăm în raport cu aceste măsuri de siguranță. Dar economia moare pe zi ce trece. Mereu aud, parcă sunt la Piatra Neamț. Vom analiza, vom face, vom investi, vom până o să vomităm. Pentru că la asta mă duce capul. Da. Acum, cum să vă spun, chestia asta cu vom este specifică perioadelor preelectorale și electorale, dar culmea e că ea rămâne și după aceea. Adică, dom'le, în loc să treci la treabă, tu ce faci? Faci doar promisiuni. Domnul doctor, a revenit cititorul nostru și ne spune așa, poate învață și consilierii locali ce înseamnă digitalizarea. Nu numai să dea cu degetele într-o tabletă pe care de multe ori nici nu o folosesc cum trebuie. Credeți? Da, pentru că e o tabletă preformatată și n-au de apăsat decât 5 butoane. Am lucrat și eu în administrație și duc aminte. Ele au funcții limitate, dar acea tabletă și sistemul de digitalizare atunci când vorbim de legislativ, pentru că consilierii fac parte din legislativ, da? Gândiți-vă la transparența decizională. Gândiți-vă la consultarea publică a acestor proiecte de hotărâri de Consiliul Local sau de Consiliul Județean. Unde e transparența decizională? Cum participă publicul? Vă aduceți aminte că eu veneam acum 4 ani cu cardul cetățean, care avea ca principal obiectiv ceea ce înseamnă transparența decizională și controlul decizii. Da, ce se întâmplă, domnul doctor? La vremea respectivă, probabil că cetățenii s-au speriat într-un fel de prea multă transparență, știți? Părerea mea, nu știu, dar acum... Mă scuzați că citeați mesajul cititorului nostru și cred că e mai important, v-am întrerupt. Nu, el asta spunea de consilieri, spunea că de multe ori HIBA este acolo. Consilierii au devenit așa niște cititori de proiecte de hotărâri și votanți de proiecte de hotărâri fără să le treacă prin filtrul personalității lor, să nu țină cont doar de personalitatea celui care conduce partidul, să gândească la cetățeni. De aceea... Oricum ei nu mai au nevoie să citească. Lor li se spune la partid, la fiecare proiect de hotărâre, trebuie să votați așa. Și ca niște roboței, dar niște roboței care n-au trecut printr-un proces de inovare și digitalizare și mai ales de robotizare, așa cum ne dorim în secolul 21, niște roboței care ridică cu minți mâna și când uită să ridice mâna, pentru că niciodată nu vor ridica mâna împotriva celui care îi hrănește. Dar mai uită să ridice mâna. Și nici măcar atunci nu reușesc să înțeleagă. Deci a devenit administrația publică practic o povară pentru economie. Gândiți-vă, reforma administrației publice este obligatorie. Funcționăm în continuare pe 3.000 și ceva de comune, funcționăm în continuare pe 3.000 și ceva de primari, funcționăm în continuare pe 41 de județe. Adică
Am vorbit, cred că au trecut 10 ani de când vorbim de regiuni de dezvoltare. Ele au funcționat doar într-un sistem redus atunci când a fost vorba de fonduri europene, pentru că altfel nu primeam banii de la Uniunea Europeană. Reforma administrativă, se pare, în România se va face tot prin presiunea Uniunii Europene și nu reușim să o facem noi pentru noi, pentru că e necesară. Domnul doctor, clasa aceasta a birocraților, eu nu vorbesc despre cei care își fac treaba, puțini. Eu vorbesc despre cei mulți. Cum credeți dumneavoastră că ei vor accepta digitalizarea? Pentru că asta ar însemna ca mulți dintre ei, să mă iertați, să rămână în fundul gol. Să se vadă exact câte competențe au în a fi parte din administrația, într-o administrație publică cât de cât modernă. Pentru că acum ei sunt niște mici dumnezei la care trebuie să te duci să te închini pentru cea mai mică hârtie. Domnul Bărădescu, în urmă cu, cred că, 3 săptămâni mi-am schimbat, pentru că mi-a expirat carnetul de șofer de conducere și am stat la coadă, am plătit o taxă, în fine, la acolo unde se plătea taxa pentru carnet, era o coadă de vreo 30 de persoane pentru că acolo se plăteau și taxele și impozite local. Omul care stătea la ghișeu, l-am văzut că era foarte nervos și mi-am dat seama că e atât de nervos pentru că vrea să se ducă la toaletă și nu avea timp să meargă la toaletă. Când a îndrăznit să se ridice, să plece la toaletă, toată coada a vociferat. Deci ne pun pe noi cetățenii, beneficiari ai serviciilor și pe cei care prestează aceste servicii, ne ostilizează reciproc, ne pun cap în cap, decizionalii, cei care iau decizii. Pentru că eu sunt convins că la administrație sunt oameni care și-ar dori punctual, bineînțeles în funcție de pregătirea profilului și să nu mai vorbim de meritocrație, sunt oameni care și-ar dori o simplificare a muncii de zi cu zi, și-ar dori digitalizarea. Dar cum să mai controleze și să se mai impună cu atâta aroganță ceea ce înseamnă administrația publică? Cum să mai umilească? Aici e o chestie decizională la nivel de management. Cum să mai umilească cetățeanul care stă la ghișeu? Cum să-l mai umilească când el stă, a plecat ghișeul? Ăsta există doar în România, în care trebuie, dacă ai 2 metri, nici nu poți comunica cu operatorul administrației publice. Știți care este cea mai mare fericire a celor din administrație? Acum așa, aici mă refer acum la șefii administrației și la consilierii locali și șefii de servicii. Faptul că acum ședințele de Consiliul Local Județean se țin online. Asta îi bucură cel mai tare pentru că practic nu mai au presa pe capul lor, nu mai primesc întrebări, totul este absolut impersonal, nu mai există interconectivitate și băieții iau hotărârile, după aceea apare câte un comunicat la mișto, scuzați-mă, dar la mișto, în care șeful instituției spune: domnule, s-au votat proiectele mele, mă bucur că consilierii au înțeles, dar uite să spună că să ia din partidul lui. Și, din păcate, tot la mișto, propunerea aceea de retragere a din neamțului din spitalul COVID nu a întrunit numărul de voturi, apreciez inteligența consilierilor. Dar o dezbatere pe tema asta, nimic, nimic, nimic. Sunt fericiți, ce să vă spun. Cred că și-ar dori ca măsurile acestea anti-COVID în administrație să dureze la nesfârșit, pentru că se simt ca pești în apă. Este o greșeală și am să vă spun de ce. Pentru că aceste platforme de comunicare, cum este, nu știu... Ei merg pe Zoom, dacă nu mă înșel. Da, Zoom-ul. Hai să luăm Zoom-ul. În sistemul de comunicare Zoom, care, da, într-adevăr este cel mai facil și cel mai uzitat în această perioadă, mai sunt și alte platforme de comunicare, ar putea avea acces, dacă ar primi contactul, link-ul și oamenii din presă.
Adică nu există, chiar dacă e de la distanță o ședință de Consiliu, la ea pot avea acces și reprezentanții presei. Nu se exclude așa ceva. Atâta timp cât o ședință este publică, dacă nu în mod special se stipulează că ea nu poate fi publică, atâta timp cât este publică, aș vrea să vă spun că și oricare, și eu ca cetățean, pot să intru să particip la ședința de Consiliu. Desigur, n-am voie să întrerup, pot să ascult, să privesc. Asta înseamnă transparență decizională. Dar cum să faci așa ceva, cât pe tine te interesează să faci schimburi de terenuri, să vinzi pe nimic din patrimoniul orașului? Cum să faci ședințe publice? Cum să mai ciupești tu câteva hectare de teren la 300 de euro metru? Corect. Domnul doctor, ce să vă mai spun eu, că deja încep să-mi ies din fire. Ieri am avut o emisiune în care a venit domnul Adrian al lui Gheorghe și l-am întrebat ce ar face el dacă ar fi primar. El m-a întrebat același lucru. Eu am spus câteva lucruri atunci și după au început să sune telefoanele și să-mi spună: bă, ești nebun. Da, vă spun sincer că după ce stăm de vorbă într-o emisiune și îmi dau seama câte sunt de făcut, numai un nebun, între ghilimele, se poate înhăma la asemenea lucruri. Cum de ați fost nebun acum 4 ani? Eu cred că pentru o astfel de poziție ai nevoie de vocație, ai nevoie de viziune. Nu poți să rămâi un funcționar și atât. Managementul unei instituții, chiar și a unei companii, înseamnă creativitate. Nu întâmplător astăzi, Uniunea Europeană și în toată lumea vorbim despre ceea ce înseamnă inovare, creativitate. Iar această creativitate trebuie să fie sprijinită din spate de sistemele de digitalizare, de comunicare. Uitați-vă, noi vorbim de tehnologia 5G, vorbim deja de tehnologia 6G și 7G. 6G-ul este deja implementat în foarte multe țări. E adevărat, în Asia, mai ales în Coreea de Sud, în Japonia, Singapore, dar în același timp în țările baltice. Gândiți-vă că Estonia este digitalizată într-o proporție de 90%. Au cel mai ridicat standard de viață din punct de vedere al relației cu administrația publică. Deci s-a putut. E adevărat, e o țară mică, e o țară ambițioasă. Cizma rusească a stat pe capul lor mai mult decât a stat în România, pentru că noi mai mult ne-am plâns că am stat sub dominația rușilor, dar am văzut în Estonia, în Letonia, oameni care chiar cu adevărat au suferit și foarte mulți din cauza ocupației și dominației rusești. Deci oamenii au simțit nevoia să se elibereze prin ei. Noi românii avem nevoie să ne eliberăm și să progresăm prin noi. Nu trebuie să așteptăm mereu să vină să ne spună fie Uniunea Europeană, fie NATO, fie Statele Unite. Mai nou, cred că o să așteptăm să ne spună economic și China. Ne mai uităm și la Rusia cu coada ochiului, doar poate. Deci noi nu putem renaște decât prin noi. Iar dacă acum 4 ani, m-ați întrebat de ce am candidat, o să vă spun foarte simplu. Probabil pentru că m-am format, am crescut în orașul ăla și mi-aș dori mai bine pentru orașul ăla. Credeți-mă că am atâtea nostalgii de perioada din liceu, de perioada din școala generală, profesorii mei, prietenii mei, simt nevoia să fac ceva pentru ei și pentru orașul ăla, mai ales că orașul are potențial, chiar are potențial. Nu trebuie decât să-ți iei cetățeanul, oamenii din jur, să iei parteneri. Acolo nu e vorba de gata, de astăzi noi conducem, eu sunt președintele Consiliului Județean al Primăriei, sunt primar, sunt consilier. Nu. Ești acolo pentru că de-aia în engleză se cheamă public servant, adică slujitor public, slugă publică, pur și simplu. Dar noi nu înțelegem lucrurile astea. Nu sunt poziții pe care ne-am născut să le merităm și trebuie să fim acolo pe viață pentru a conduce un oraș. Eu consider că ai nevoie de vocație.
și repet, am mai spus la dumneavoastră în emisiune, mă uit cu mare respect și cu mare admirație la Boc, la Bolojan, doi primari excepționali, doi oameni care au știut în primul rând să-și ia parteneri cetățenii. Gândiți-vă Antoldu, care, uite, din păcate va greva bugetul Clujului în acest an pentru că nu va mai avea loc. Câți bani a adus Clujului? Nu poți să iei, să faci bugetul unei primării pauperizând populația, crescând taxele și impozitele locale. Trebuie să fii inovativ, trebuie să fii creativ, trebuie să găsești surse, trebuie să aduci oameni din alte părți. Eu aș customiza, aș face orașul Piatra Neamț să aibă un specific. Eu știu care, dar n-am să vi-l spun acum. Am înțeles. Dar poate avea un specific care să atragă oameni din toată lumea. Vorbim de turism, de dezvoltare de turism la Piatra Neamț. Aduceți-mi aminte de acele puncte informative pentru turism. N-au funcționat, nu funcționează. Uitați-vă din tot ce era acum 4 ani, ce s-a realizat. Iar am văzut un roboțel care merge cu pixul și cu agenda și își notează fiecare gropiță și își face poză cu gropița, a auzit de Wi-Fi, s-a așezat pe o bancă parc și s-a părut că s-a conectat la Wi-Fi prin părul din urechi. Da, domnul doctor, haideți să citim un pic și câteva dintre mesaje. Ni se spune așa din Marea Britanie, aici totul se face online, dar toate, se spune, au un început, așa cum în sistemul bancar s-a digitalizat aproape tot, tot așa ar trebui și la nivel de administrație locală, taxe și impozite, pașapoarte, carte de identitate și așa mai departe. O telespectatoare, stați să vedeți că la Alexandru cel Bun ședințele de Consiliul Local desfășoară prin corespondență. Deci, ce să mai vorbim? Bine, la Alexandru cel Bun s-ar putea organiza ședința de Consiliul Local în aer liber. Ar fi chiar interesant. în zona strandului acela de acolo. Exact. S-ar putea face. La Aqua Park cred că este loc suficient pentru organizarea unei ședințe de Consiliul aer liber. Eu abia aștept să văd o ședință de Consiliul Local în Piatra Neamț, în parc. Și să vină și oamenii, acolo unde e țâșnitoarea aceea cu fântâna arteziană, să-i așezăm în cerc și să vină oamenii și să-i aplaude când votează și dezbat. Ar fi frumos, ar fi ca la antichitate. Exact, în Agora. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc foarte mult. Să încheiem în această notă optimistă că există soluții pentru Piatra Neamț și există și oameni care ar putea să se implice la Piatra Neamț. Vă doresc sănătate cele bune. La revedere, domnul doctor. Vă mulțumesc, la revedere. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Să ne aducem aminte de unde am plecat, de la un material privind posibilitatea de a plăti taxele și impozitele locale în Piatra Neamț. Un cititor ne-a scris ce aventuri, nu avataruri, a avut. A scris un text interesant, cum să vă spun eu, chiar amuzant. Astăzi am publicat partea a doua. O să revenim mâine cu noutățile din ziarul Mesagerul și alte noutăți legate de Mesagerul, o premieră în zona Neamțului pe care am lansat-o cu ajutorul a 2 persoane deosebite. Ne vom întâlni mâine dimineață cu cele 2 persoane vom discuta și despre conținutul ziarului apărut azi dimineață în chioșcuri. Vă dorim cele bune, multă sănătate, aveți grijă, protejați-vă!